Bună seara, prieteni dragi! Este vineri și sunteți la săptămâna financiară cu Dan Bucura și bine faceți! Ei bine, dragii mei, astăzi vreau să vorbim despre prosperitate. Da, prosperitatea premierului Florin Câțu versus prosperitatea pe care o resimțiți dumneavoastră, cei care vă uitați la noi, în buzunare. Pe cifre stăm bine. Cred că vă amintiți cu toții declarația de la moțiune, de exemplu, în care premierul tocmai v-a spus că, n-am să repet, eu am zis că pică prosperitatea pe noi. Nu, v-a spus că puterea de cumpărare crește, românii sunt mai fericiți. A mai venit săptămâna asta o informație, de data asta mult mai argumentată, cu cifre de la INS, de la Institutul Național de Statistică. Și anume, creșterea economică. Aici cifra poate e cu ghinion pentru unii, sper să nu fie și pentru noi românii, e de 13%. Deci a crescut și aici, tot, mult, bine. E bine, în condițiile astea, n-aveți cum, dragii mei, să mai ascundeți adevărul, să mai negați. Trăiți foarte bine, vă e bine, nu vă mai codiți. Acum, ca să nu începem chiar așa în glumă emisiunea asta, lucrurile în România reală sunt puțin diferite. Prețurile au crescut. Totul crește. Nu zic benzina aproape a ajuns la 6 lei. Aici o să-mi spuneți că da, e piața internațională, cotația și așa mai departe. E adevărat. Energia, gazele, pe facturi, toate au crescut. Coșul ăla zilnic sau săptămânal de la supermarket pe care îl luați în weekend și plecați cu el, acum vă costă mai mult, 100, 200 de lei. Sunt convins. Asta o resimțiți mulți. Până și țigările de zilele trecute sunt mai scumpe. Nu foarte mult, dar sunt mai scumpe. Aici știi că ne-am aliniat la nu știu ce directivă europeană. Bun, explicații există pentru toate lucrurile astea. Până una alta însă, ce am vrut eu să văd și cu producătorul meu, Alexandru Chirițoi, am și reușit, să văd care este pulsul nostru al românilor. Vreau să-l vedeți cu toții, după care ne întoarcem la invitații noștri, oameni din toate domeniile, dar mai ales din mediul politic, de toate părțile, ca să vedem cum e cu prosperitatea. Dar până una alta, hai să vedem ce zic românii. Cum vi se par prețurile la alimente, la energie electrică, în comparație murim, cu anii murim, anii? Murim. Ce să, sunt exagerate, sunt neomenești. Trăim într-o minciună, complet cu o minciună și totul e exagerat, totul e contrafăcut. La pensie n-a dat nimica, nu? Adică prețurile sunt exagerate, adică trăim într-o minciună, într-o ceva și să vedem cât mai rezistăm. Cu toate acestea, premierul menționează că există o creștere semnificativă. Premierul, fiecare spune ce, ca să fie el în avantaj și a coaliției lui. Cum se par prețurile la alimente, energie, produsele de bază în general în comparație cu anii precedenți? Mari, mari, foarte mari. Nu știu, creșterea economică n-am văzut-o undeva, dar premierul Câțu, poate la el în buzunar a crescut puterea de cumpărare. A simțit totuși o creștere a prețurilor în comparație cu anii precedenți, totuși alimentele de bază s-au mai scumpit. Nu zic că nu s-a scumpit, dar e suportabil, bine, pentru mine. Nu știu, pentru alții care sunt mai puțin bănoși. Au crescut, asta vede toată lumea, nu trebuie să ai cine știe ce pregătire pentru asta. Actualul guvern, văd că s-a ținut de cuvânt, așa cum a spus aseară doamna Alina Gorghiu, că ceea ce a promis românilor s-a ținut de cuvânt, apreciez acest lucru, în special referitor la înghețarea pensiilor. Deci s-au ținut de cuvânt, le-au înghețat, deci 9 pensiile ne scad în fiecare zi prin inflația care are loc, așa încât s-a ținut foarte bine de cuvânt acest guvern, căruia îi mulțumim din suflet. Apreciez foarte mult această creștere 13,6% pe care domnul Câțu a declarat-o, numai că noi pensionarii, 5 milioane de voturi, 5 milioane de pensionari, din contră o simțim negativ. Adică, de fapt, la noi n-a fost o creștere, ci o scădere. Acum, nu știu cum vor vota acești 5 milioane de pensionari, probabil că se bazează pe faptul că după 3 ani la alegerile din 2024 vor uita foarte mulți. Să vedem dacă se va întâmpla treaba aceasta, dar este foarte nemulțumitor acest lucru și se întâmplă exact ca pe vremea tovarășului Ceaușescu, când ne spunea că nivelul de trai crește și de fapt el scădea, era și un banc.
ce crește și nu se vede, nivelul de trai. 30 și ceva de ani de la Revoluție și încă îl invocăm pe Ceaușescu și ce se întâmpla în vremea lui. Da, nu e roz. Povestea, așa cum nici declarațiile și ceea ce spun oamenii din România reală, nu par chiar așa de grozave. Eu mi-am propus astăzi să vă aduc în față reprezentanții atât ai puterii cât și ai opoziției, dar mai ales oameni care se lovesc de economia reală din postură de antreprenori, din postură de producători, din ce vreți dumneavoastră. Haideți să nu mai lungim vorba. Îl salut pe domnul Marilen Pirtea de la PNL, deputat. Bună seara! Am zis oameni care se lovesc de economia reală. Bună seara, domnule Sorin Minea, președinte Romalimenta. De ce râdeți? Mă gândeam la chestiile politice. Fără orientare politică, dispus să critique absolut orice partid atunci când e la putere. De-aia l-am și băgat în mijloc între politicieni. Bună seara și domnului Daniel Botănoiu de la PSD, specialist în agricultură. Mulțumesc frumos. Care are multe de spus. Mulțumesc frumos. E aceeași chestiune. Facem politici, dar în principal politici agricole. E foarte bine. Să vedem și cu agricultura. O halcă serioasă din emisiunea asta pe agricultură, chiar pe alimente. Prețurile cresc. O să încep chiar cu noastră, cu opoziția. Ce să mai... V-am urmărit apropo de agricultură și am văzut că ați criticat în repetate rânduri, hai să zicem, politica agricolă a guvernului ăsta. Acum, sincer, am auzit și producătorii și în vremurile astea tind să vă dea dreptate. Au venit și pe la guvern, au pichetat pe acolo. Noi, oamenii care nu suntem implicați în fenomenul agricol, dar îl consumăm, resimțim în buzunar o creștere a prețurilor. Cum deci, se domnul explică? Bucura, ar fi bine ca și fermierii la rândul lor să simtă această creștere a prețurilor, pentru că astăzi cei care plătesc toată această nenorocire sunt producătorii, și eu când spun producător mă refer de la materie primă până la produse procesate, și consumatorul. Păi dacă roșia de la mine din fermă pleacă cu 1,60 lei și dumneavoastră cumpărați cu 4,50 lei, nu vi se pare că lanțul ăsta e prea lung? Și politicile aia de care discutăm. Puțin, dacă o cumpăr pe dumneavoastră, aia Made in România, nu, s-ar putea aia să adevărat. Mă duc la supermarket, nu, aia adevărat. Și sub sigla de România s-ar putea să cumpăr ceva din străinătate. Cred că dacă discutăm o zi întreagă despre etichetare, despre produse și... Bun. Dar eu mă întorc la ceea ce spuneați dumneavoastră mai devreme și ceea ce spun românii, românii adevărați. Care... Deci de la dumneavoastră pleacă cu un preț mic, la mine ajunge cu un preț mare. Care e explicația în lanțul ăsta? Lanțul foarte mare, de la producător până la consumator. Și lanțul e vina cui că avem lanțul? Politicile publice, care trebuie până la urmă să-și facă efectul, dar nu-și fac, pentru că nu există un dialog cu actualul ministru agriculturii, din păcate nici cu echipa care există acolo, ca să poată să implementeze ceea ce ar trebui să funcționeze de regulă, pentru că și eu sunt antreprenor, cum sunt și ceilalți. Și vă spun, mă doare sufletul că eu grâul recoltez, nu mănânc grâu. Pâinea o cumpăr și eu tot de la magazin. Roșia, să știți, tot de la magazinul iau, că știți, câteodată te duci în câmp, te iei cu nervi, cu prostii ce mai pe acolo de făcut și uiți. Și zice nevasta, bă, ai luat roșii? Nu. Pac, fugi la magazin și cumpără de acolo. Și atunci te doare sufletul când tu ai vândut cu 1,60 lei și o găsești acolo cu 4,50 lei. Domnul deputat Pirtea, o replică pentru domnul Botonoiu, ce facem? Are pe agricultură nu are cum să... Păi nu știu, pe ce zice? Pe politici guvernamentale. Da, politica e făcută de politicieni și politicile ar trebui făcute de specialiști. Și aplicate decizional... Eu cred că sunt specialiști în Ministerul Agriculturii. De la ministru până la ceilalți. Ajungi de-a noastră, domnul Minea, să știți că nu vă las. În loc pe toți miniștrii agriculturii de la 90 încoace. O parte mare dintre ei vor primi de la mine, nu pot să spun termenul, în jurături, parcă îi spune românește. O să vă las să le dați calificativ sau nu. Este o decizie politică. După aia ce ne au mă urecează pe mine, fără în jurături. Domnul deputat, vă rog. Eu am plecat de la creșterea economică de 13,6%. Ea este reală și trebuie să spunem că din capul locului că este o creștere deflatată. Adică scoasă inflația din ea, nu mai vorbim de cei 5%, 4,95% inflație, 5% să o rotunjim, pentru că ea este scoasă din această creștere de 13,6%. Deci cu deflatorul inflației. Ea se compară cu anul precedent, cu același trimestru 2, evident un
an cu o stagnare economică, dar nici nu putem compara cu anul precedent 2019, pentru că era un an în dezvoltare. O comparăm la nivel european cu toate celelalte țări, comparăm și inflația cu țări cum sunt Polonia, Estonia, Ungaria, Germania, care au inflație la același nivel ca și noi, poate și mai mare decât noi. Dar așa, această inflație se datorează faptului că măsurile economice de relaxare ale atât cele monetare, ale băncii naționale, de dobânda de referință la credite 1,25 fără precedent, ceea ce încurajează creditele, dezvoltă investițiile, dezvoltă consumul, pentru că au crescut, ați văzut, numărul creditelor în zona imobiliară, în zona de dezvoltare, în zona de achiziții, de consum sau alte măsuri, cum sunt, azi am văzut, a crescut cursul de schimb. Lumea ce spune? Iar a crescut euro. Dar lumea nu știe, pentru că este o măsură a băncii naționale prin care lansează lichidități în piață, cumpără euro, da? Fiind cererea mai mare, Banca Națională retrăgând euro de pe piață, lansând lei, euro, crește, că știți, sunteți la curent, aduce, că ieri a fost cifră record. Asta spun, 4, 9, 3, 3. Asta spuneam că lumea a auzit, a crescut euro, wow, dezastru și mai departe. Pe de altă parte, un euro mai mare ajută exportatorii români în prețul de revenire la export. Problema noastră este că exportăm, ceea ce spunea și domnul, producții primare, producție primară, produse materii prime și importăm produse finite. Exportăm grâu în speță și aducem panificabile, referindu-ne la zona de agricultură. Domnule, văd că sunteți agitate, să zic, pe margine, dar sunteți în mijloc. Politician acum aia strige pe înainte să vă dau cuvântul, vă provoc ca la sfârșitul primei intervenții să dați și o notă de la 1 la 10 actualului guvern. Ea și-a adunat pe toți și le-a spune câteva chestii de bază. Una, ce înseamnă aliment de bază? E vorba de o piramidă. Carnea, laptele, nu-s de bază, îți de vârf. Ca să nu mai vorbească de chestia. A doua, și explicați ce e inflație. Pentru că fiecare are o părere proprie despre inflație. Și după aceea explicați ce e importul și exportul. În primul rând că se numește comerț intracomunitar. Nu este import și export în Europa. În al doilea rând, păsărica fixă că noi exportăm grâu și importăm pâine e o marotă care nu există. Noi exportăm grâu. Perfect adevărat. Și am spus să exportăm, nu facem comerț. Dom'le, nu importăm pâine, domne. 2%, maxim 5% reprezintă importul de pâine congelată în România. Asta vreau și eu să vă zic, că la raft scrie nu știu de românește, unde e marota asta, că totul se... A lansat acum vreo 2 ani un tip că, domne, noi importăm 90% din pâine, deci maxim 5% cu produse de panificație, suntem producători de pâine congelată. Asta e viața, suntem producători de pâine. Nu mai putem intra pe piața vestică. Ați spus că creșterea eurului îl ajută pe exportator. Dar în clipa în care eu sunt nevoit să-mi iau materiile prime, și ar vă spun o chestie care s-ar putea să fie o surpriză. La ora actuală suntem importatori masivi, industrie alimentară, de materii prime. Nu de produs finit. Deficitul e dat de materiile prime. Deci la ora actuală, carnea, în primul rând, dar carnea de porc noi avem în piață 30% maximul, datorită pestei africane noi nu mai putem să facem comerț intracomunitar cu produse, dar luăm materie primă. Dar suntem obișnuiți, domnul Minea, cu astea. Am stat 10 ani la prima tură cu pesta porcină, cu interdicție. Dacă ar exista ceva normal în România, toată lumea s-ar întreba, dumneavoastră, dacă n-am avem zis decât că e o obișnuință, am zis că suntem obișnuiți. Dacă 10 n-avem ani, decât 30% carne, cum dracu apare în toate rafturile carne românească, domnule? E un mister. Nu cumva piața gri a cărnii de porc a nenorocit complet industria. E interesant ce ziceți, că am avut cazul cu roșiile, roșii made in România și erau din nu Turcia. Nu, astea sunt făcute, carnea este făcută în România. În România sunt două categorii de porci. Cei din tip industrial, care eu am dreptul să-i cumpăr, dacă nu fac evaziune, dacă sunt corect. Eu de acolo am voie să cumpăr. Mă gândeam că intră așa puși-puși de până Serbia porcii. Și cei ceea ce se numesc, sunt numiți de către oamenii de bună credință, porcii din curțile populației. Dom'le, nimeni nu s-a legat vreodată de porcii din curțile populației. Dacă n-am 100 de la mediul politic? Sigur. Păi se aruncă în aer, domnule. Când am 100 de porci sau 300 de porci în curte, sunt porci din gospodărie, nu ia porci de fermă, dar nu declar fermă ca să nu plătesc impozite. Ori acei porci sunt de vânzare pe România, creează piața gri. Piața gri nu face decât să, teoretic, tamponează prețurile. De fapt, aruncă economia reală, o aruncă în aer. Și nu plătește impozite la stat.
Deci tot timpul ne învârtim în jurul cozii. PSD-ul a pierdut niște procente, nu dacă, multe, de la pesta porcină, ca un, nu că au cerut ei. Porcul ei pur și simplu ca doamne, omul generează. Ia spune, o clipă că ce a spus, evaziune și... Păi da, atât ar ce ilegal de carne. Dom'le, suntem după două guverne. Un guvern PSD, Petre Daia și cu Dan Butănoiu, care era secretar de stat. Corect. Ca după multe discuții, Dane, le ții minte, după multe discuții, Petre Daia a venit cu o chestie, cu o ordin de ministru, hotărâre, lege, ce a fost, în care a spus, bă, le limităm la 5 porci, dacă vor peste 5 porci să-și declare fermă și să-l taie în abatoare. Asta era singura cerere. Deci e dată de actuală opoziție, de PSD e dată. Dom'le, PSD-ul s-a dus, la revedere, pa, salut! Au venit liberalii, legea era la cheie. Deci nu a fost respectată, fraților. Era dată de ea răi dinainte. Deci, după ce au stat un timp, a venit... Adică ce spuneți dumneavoastră e că n-ar fi decontat-o PNL-ul. Stai puțin, Dane. A venit un mare ministru agriculturii care a descoperit tața de tăiat mămăligă și a spus, dă-mi o lege, dumneavoastră, era dată. Aceeași chestie cu 5 porci. Prima dată când a dat-o, da, a venit doamna Dăncilă care i-a retras-o. De ce? Treaba doamnei Dăncilă. De data asta, domnul Ros, după ce a dat-o, la o săptămână a venit și a spus, nu-i treaba mea, eu nu mai dau. S-o de aia ne să vă seau. Ca urmare, suntem exact în aceeași situație. Eu și alții ca mine suntem înjurați că spunem, domnule, opriți piața neagră, treceți-o în legalitate. Nu, nimeni nu vă spune să n-aveți porci în curte, ferească-mă Dumnezeu. Dar declarați-mă, oameni buni. Interesantă povestea asta, domnul deputat Pitea. Acești porci rămân și se consumă în România și... Nu numai de porci vreau să ne vorbiți, dar la nivel de țară, de pe margine, așa ne implica la butoane, pare că agricultura asta e oaia neagră în guvernarea asta, o lăsați de izbeliște. În PNRR, în celebru PNRR, ne-am dus să băgăm și noi ceva cu agricultura și am luat zero că ne-au trimis să ia la plimbare. Deci că nu e în PNRR, ne spun cei de la butoane că prin proiecte, alte tipuri de proiecte europene o să ne salvăm. Vedeți aici, sigur, cei din industrie nu sunt prea mulțumiți. De ce pare așa agricol? Noi suntem tradițional o țară preponderent agricolă, de la Burebista. Domnul deputat, sigur vă spun. Da, deci, efectiv, eu am prieteni din toate partidele. Și la PSD, și la PNL. La ăștia, la USR nu-i prea cunoscut. La aur aveți, că acum e la modă și nu, la aur n-am nu, are aur pe gât. Nici nu-mi doresc. Am înțeles. Dar sunt câteva chestii. Este cred că e a 10 oară când vă spun. Este prima dată în istorie. Eu sunt din 1990 în industria alimentară și reprezint industria alimentară de vreo 20 ceva de ani. Cred că sunt cel mai vechi în chestia asta. Este prima dată, și sper să nu se mai repete, când industria alimentară nu a avut nici un dialog cu Ministerul Agriculturii în 2 ani de zile. Nici un dialog. Am trimis o scrisoare către domnul Orban, era prim-ministru, în care am spus acest lucru. Am trimis o scrisoare inclusiv către președinție, în care am spus acest lucru. Am trimis vreo 5 scrisori către Ministerul Agriculturii. Deci mi-ați rămas dator cu nota pe agricultură. Și nici un răspuns. Doamne, nici un răspuns. S-a schimbat, iar am transmis aceleași chestii, cerând întrevedere oficială, nu că ne întâlnim la un cafea sau că pot eu să intru în minister sau poate soacră mea sau Aurică Popescu. Întâlnirea oficială cu industria. Este prima dată în istorie când un minister al agriculturii nu recunoaște și mi-asum ceea ce spun. Nu recunoaște industria alimentară. Încearcă să inventeze o industrie alimentară paralelă. Paralelă. Stai liniștit. Vreau să mă întorc să comparăm mere cu mere, pere cu pere. A spus creștere economică 13%. Față de ce? De T2 2019. No, scăderea 2020. Nu v-am întrebat. 11,1%, deci a fost scăderea. Deci scădem pandemia tot. Și vedem acum că, de fapt, creșterea este 1,9%. 1,9% în situația în care am împrumutat 58 de miliarde de euro. În situația în care 1000 de euro împrumutăm pe secundă. Spuneți-mi și mie unde s-au dus bani. În agricultură noi nu-i vedem, pentru că întrebați, domnule, de ce, cum, ce? Păi, bă, fraților, dacă tu nu dai bani pentru procesare, să faci pâine congelată, să faci biscuiți, sigur că o să importi. Sigur că apar o provocări de genul ăsta, cu risipa alimentară, cu pâinea să nu mai arunci și nu mai știu ce. Dar dă-le bani să investească, pentru că acolo trebuie să ducă banii. În procesare, la ora actuală,
Producția a fost pusă la punct cât de cât. Trebuia să se ducă în procesare și să creeze aceste alternative. Numărul 2. A fost aceea celebră lege a reproducției pentru porci și pasăre. De ce? Pentru că ei aveau probleme, spuneau tot timpul, domnule, uite, avem probleme aici, producătorul spunea, cumpărăm grăsunul cu 100 de euro din piața comună, ca să nu mai dau numele țări, da? Haideți să încercăm să facem la nivel național. Au venit, au bălmășit, au făcut ce le-au uitat și pe alea, reproducție, porci și pasăre, uitată. Mai departe, domnule, deci ca să vedeți unde ne duce, că n-am nimic, domnul deputat poate să-și ia notițe să transmită mai departe pe segmentul ăsta. Nu știu ce face dumnealui, nu e treaba mea. Vreau să vă spun că a fost o lege promulgată de președinte prin care era cu o emblemă cu produse tradiționale, agreată de toată lumea, de la industria alimentară până și punea eticheta aia acolo, punea producătorul, își asuma producătorul. Produse tradiționale versus produse consacrate. Era produsele care... Una pentru industrie, una pentru producătorul. Domnule, nici în ziua de astăzi n-a lăsat-o să funcționeze, pentru că nu te duci în hipermarket cu ochelarii la tine să vezi, ia mă să văd ce scrie, ce conține, ce are. Așa era o bulinuță de aia și știa, bă, e de la Angst, e de la mine. Îmi place produsul lui, mine îl cumpăr. Îmi place produsul lui Cristi, mă-l cumpăr. Înțelegi? Astea erau oportunitățile care trebuiau făcute. Irigație. Păi, dar noi am povestit și am tot povestit. Am zis, bă, oameni buni, nu vă mai duceți cu Siret Bărăgan, că ăla e la nivel național, e finanțat ăla, decât puneți banii la dispoziție, că nu s-a mai făcut nimic. Deci de 2 ani de zi nu s-a făcut absolut nimic. Mai departe. Auzi, zice, domne, a crescut puterea de cumpărare. Care putere de cumpărare, domne? 99% dintre români o duc greu. Și vă spun că vin din rândul lor. Astăzi am fost la Constanța, m-am întâlnit cu fermieri, m-am întâlnit cu oamenii din rural și a spus, fraților, ce facem? Pentru că am înțeles, guvernul ăsta vrea să ne vândă și ne vinde ieftin, rapid. Este durere, domnul Bucura, ceea ce se întâmplă acolo între oamenii care plătesc taxe și impozite, plătesc salariile și ministrului și la... toată echipa asta. Dau și dreptul la replică, dar vă adresez și o întrebare ca să le faceți doi într-un, așa, ca să zic. Pe vremea guvernului PSD, îmi amintesc vorba, eram la măsuțele astea la B1 și invitat și din toate posturile, discutam alături de colegii noastre și de cei din opoziție la vremea aia despre creșterile economice inventate de Viorica Vasilica Dăncilă și de domnul Tudose, care ne învățase că e tigrul Europei, economia noastră. Și discutam atunci și spuneam în cheia, dom'le, e o creștere economică falsă ce a invocat de Tudose și de Viorica Dăncilă, fiindcă e o creștere bazată pe consum. Creșterea vremurilor noastre pe care o clamează premierul și dumneavoastră ca partid, cum este bazată? Pe ce este bazată? Pentru situațiile categoric nu sunt similare. Deci traversăm o perioadă de pandemie, am traversat și anul trecut. Avem o creștere economică reală, o comparăm cu media europeană, cu ceea ce se întâmplă în țările din jurul nostru, atât ca și creștere economică, cât și inflație. Din datele Institutului Național de Statistică, spune foarte clar că produsele alimentare în iulie, la iulie 2021, comparativ cu iulie 2020, prețul a crescut cu 2,3%, nealimentare 6,4% și serviciile cu 2%. Dacă facem o medie, constatăm că avem o creștere de 4,95% la per global. Dacă comparăm salariul mediu, evident că există o parte a populației, pensionari, care li s-au înghețat pensiile, o zonă de salariați undeva la 5 milioane, salariații care duc în spate bugetul asigurării sociale, bugetul de pensii, de fapt, adică acele bombe lăsate în spate de PSD înainte de a pleca de la guvernare, acele majorări necesare, evident, pentru bunul trai al oamenilor, dar imposibil de satisfăcut așa cum au lăsat PSD-ul în acel moment. Deci revenind, dacă reluăm salariul mediu în 2020, hai să spunem undeva la 3.294, cu 3.540 în iulie 2021, constatăm o creștere de 7,4%. Deputat, vreau să vă spun doar o creștere de 7,4%. Pe oamenii aia pe care i-ați văzut vorbind la începutul emisiunii, să știți că nu i-am ales, nu i-am selectat. Știu, dar de aia spus de pensionari. De aia spus de pensionari. Nici eu nu i-am pus să zic. De aia spus de pensionari. Vă întreb altceva. Legat de agricultură. A spus domnul că n-a avut dialog cu ministrul agriculturii. Evident, pot să-l cred acest lucru. Sunt președintele Federației. Să știți că nici noi Oresa nu ne-am prea bucurat de prezența. Și a spus-o public a treia oară sau a patra oară. Ieri a spus-o Aurică Popescu, cel de la Pâine Pal Post. Credeți-mă că n-ați stat numit.
De acord. Întrebarea este, care a fost rezultatul dialogului cu guvernele precedente, PSD? Care au fost marile realizări în agricultură a guvernului PSD? Pentru că domnul Traia a rămas cu cormoranii. Deci domnul deputat, nu vă lansați, domnul deputat. Domnul deputat, sunt 400 de milioane de euro în irigații. Ce portofoliu sunt realități? Haide, să spunem ce neutru. Lăsați-vă pe neutru. Are dreptate. Are dreptate când a vorbit de creșterea prețurilor. Deci are perfectă dreptate. Povestea cu creșterea prețurilor. Sunt bine în creștere, la prețuri, la gaz, la energie. Că povestea cu creșterea prețurilor este forțată. A crescut prețul la zahăr, ulei, pâine și a crescut acum câteva luni, nu acum. Crețul la pâine, o creștere de 30%, înseamnă 5 bani. Nu se simte. Produsele care le numiți de bază, care de fapt sunt de vârf. Da, mă, dar uleiul e 18%. Laptele și... Da, mă, dar laptele, carnea produse și celelalte nu. Legumele și fructele sunt de sezon. Prețul e oscilant. Nu sunt de acord cu o creștere masivă. A doua chestie. La legume. Îți dau scris de acum. Legume, legumele exponențială se crește. Cum ai văzut? Vă uitați că este ce dă în jurul dumneavoastră. Vă certați după. La ora actuală, ce pot să spun? Ce a spus Dan și sunt perfect de acord. În toată Europa, și văd că în România nu s-a prelucrat chestia asta, prelucrat de către partidă. În toată Europa, odată cu începerea pandemiei, s-au dat niște granturi, niște bani care nu se dau înapoi. Pentru industria alimentară, considerată ca prioritate zero în toată Europa, s-au dat în jur de 800 de mii și puțin peste euro pentru fiecare firmă din industria alimentară. Aici mi-ați anticipat întrebarea, vreau să vă întreb noastră, ce ați ronțăit pe pandemie? În România, ați avut IMM Invest. În România nu s-a dat niciun agricol, leu. S-a făcut o confuzie voită. Ce a rămas? S-a făcut o confuzie voită între industria alimentară și IMM-uri. Industria alimentară nu e alcătuită numai din IMM-uri. Deci n-ați luat nimic, n-ați luat... Deci industria alimentară, nici strângeri de mâini, că n-am avut cu cine să mă întâlnesc. Deci aici e o problemă al dracului de schimbați. Dar domnul Năstui, măsura 1, măsura 2, deci n-ați spus singurul măcar ministru, 2000 de euro. Sau singurul ministru din acest guvern cu care m-am întâlnit, după o scrisoare trimisă la care am primit răspunsul în 2 ore, nota bene, în 2 ore am fost sunat, am primit răspunsul și am fost invitat la dialog. M-ați făcut curios. Este domnul Năsui. În clipa în care a vorbit despre scăderea impozitor, neimpozitarea salariului minim, da, și a vorbit despre Horeca, ne-a permis să trimitem o scrisoare din partea Federației, în care mi-a explicat că Horeca și industria alimentară, vrem sau nu vrem, lucrează împreună. Produsele le dăm noi din industrie. Suntem cel mai mare angajator în România și avem al dracu de multe salarii minime. Și am vreo discuție, nu cerem nimic, noi n-am cerut niciodată pomană. Am fost în 2 ore, vă dau cuvântul meu de onoare că numit, în 2 ore am fost sunat de o doamnă de la dânsul de la cabinet, a fost întrebat când pot să vin, eu am fixat ziua, m-am dus împreună cu Aurică, cu Popescu, am avut o discuție foarte, foarte, foarte plăcută și la subiect. A doua persoană cu care am discutat din actualul guvern, invitat personal, nu ca instituție, a fost cel care este secretar de stat la agricultură, dar nu am vrut să-i dea portofoliu. Nu știu cum îl cheamă. Cel care este numit de USR, de Dacia. Așa. A fost numit întâi pe industria alimentară, după o săptămână i s-a luat felia, nu știu de ce. Și omul m-a invitat și a spus, dacă voi fi la industria, putem să avem o discuție. O discuție care... Știți că noi am mai rulat pe ecran în timpul emisiunii niște creșteri de prețuri. Sunt și la alea de care ați vorbit. Dumneavoastră luați prețurile, vedeți că aici e o mare problemă. Pâine. Deci era, luați la pâine v-am spus că au crescut. Pește 5,76, ulei 18. De unde luați prețurile? Cum din magazin. Datele aveți un control asupra prețului pentru că adausul comercial, dracul știe. Păi, dar tu ai un control asupra prețului? Da, 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 eu am control. Păi, tu ai, da, eu vorbesc tu, de materie prima. Tu ai voie să controlezi prețul? Astea nu țin de dumneavoastră, dar uitați-vă aici, domnul Minea. Astea nu țin de parohia noastră, dar uitați. Deci, de asta este altă discuție. Aici vă spuneam, a consumatorul vulnerabil, să vedem acum. Secretar de stat mi-a dat un telefon, m-a invitat pe mine și am avut o discuție, cred că 2 ore și jumătate am discutat, despre industrie. El provine crescător de oi, a fost, are o chestie cu lapte și cu... Un timp cu care mi-a făcut plăcere să discut. Din păcate, n-are nicio putere la ora actuală. Deci, până la urmă, n-ați luat nimic din toate măsurile astea, nu? Doar ați discutat... Problema este că degeaba am cerut, domnule,
Dacă ies cu, eu nu pot să ies cu porci în stradă, n-am lapte să-l arunc pe stradă, nu pot să scot oamenii în grevă, că dacă îi scot în grevă, îi scot pe banii din buzunarul meu. Criza nu pot să fac chestia asta. Dar m-am săturat. Domnul deputat întreba ce dialog am avut. Dom'le, dialog nu înseamnă că obții de fiecare dată. Obții o mică parte, cer mult ca să obții puțin. Dar nu există moment în care, vorbiți de Daia, nu există niciun moment în care să dau telefon sau să trimit. Când dau telefon e o chestie prietenească. Când trimit o hârtie oficială, e o chestie oficială. Nu cred că vreodată Daia a spus nu am timp de voi să vă primesc. Că s-a rezolvat, că nu s-a rezolvat, mă, se întâmplă. Am înțeles, vă simțeați, ascultați, vă simțeați băgați în seamă. Domnul deputat, vă scot un pic din zona asta agricolă. Nu cred că vă supărați pe mine, dar vreau să citim o declarație, zic eu, vestea zilei, e dată de un europarlamentar PSD. O să încerc să o citez ca să nu greșesc. Domnul Victor Negrescu ne-a explicat astăzi că vin vești triste de la Bruxelles. Domnul Negrescu acuză guvernul și că solicită un avans mult prea mic, probabil pe motiv că nu are proiecte, pentru PNRR. Și dânsul dă exemplu Greciei, care are un PNRR de dimensiuni apropiate cu România, care nu doar că a solicitat, dar a și obținut deja un avans dublu decât cerem noi. La noi părem așa, nu știu, opoziția sigur și poate își face treaba de opoziție, dar noi părem ultimi în povestea asta și cu PNRR-ul și oaia neagră, cerem și puțin. Și acum dacă credem pe domnul Negrescu, vă rog să comentați, n-am avut proiecte, de asta n-am avut cum să cerem mai mult. Da, eu nu cred poziția domnului Negrescu, așa cum a spus, el își face treaba. Sunt trei tipuri de surse care pot să financeze diverse proiecte. Banii de la bugetul de stat, prin care merg o parte din ei în acest moment pe zona de investiții în proiectul Angel Salini, da? banii din fonduri europene pe diverse programe europene și banii din PNRR. Toate acestea ar trebui să fie complementare. Corect. Să nu se suprapună pe diverse axe. Când ne avantajează, facem comparații cu astfel de diverse țări limitrofe sau nu, pe PNRR, că rămânem la el, nu mergem pe PNDL, adică pe PNRR. Pe PNRR, am tras ceva până acum. Pe PNRR, deci cu siguranță vom lua acești bani, avem proiectele depuse, premierul Câțu. Deci n-am tras nimic, asta nu are ce să mă mintă Negrescu. Omul spune, nu s-a tras nimic, nu s-a tras. Și mai mult spune, doi, asta e important, că ceea ce cerem noi ca avans e jumate față de cât cer grecii, de exemplu. Deci, au ea mai multe... Dar domnul Bucura, de ce se întâmplă asta? O secundă să termin și pe PNR. Deci în septembrie s-au terminat negocierile și atunci vom vedea... Dar ăștia de ce au luat? Înțeleg. Dar de ce noi terminăm la urmă negocierile? Am dus ultimul PNR, au căzut ăia cu liftul sau cum Dumnezeu ne-a explicat ministrul Ghinea. Acum ultimii negociem, tragem ultimii bani sau printre ultimii. Nu putem să fim și noi în primul pluton, firar să fie. Adică vă dați seama că dăm indirect apă la moară opoziției prin genul ăsta de, eu știu, împiedicări. Nu sunt împiedicări, adică e o situație fără precedent. Este pentru prima dată în istoria României când avem ocazia, șansa, oportunitatea să avem acești bani pentru reconstrucție și dezvoltare. La fel ca grecii, la fel ca unguri, toți au oportunitatea asta. Dar noi la o vom valorifica, cu siguranță. Da, domnul Bucura, lipsa de specialiști. Pentru că dacă aveau specialiști, scriau odată PNR-ul ăla cum trebuie. Cu liftul, de-aia nu mai avem. Așa, bun. Numărul 2. Ia vă aduceți aminte declarațiile oficiale, 80 de miliarde. După care a zis, stai bă, un pic așa, nu putem la 80. 31 de miliarde. De la cât am ajuns? 14 miliarde. Nu. Asta e. Nu. Asta e ce ne vorba. Și exact așa. Stați că ne împrumutăm ca să facem ce? Da, ca să atingem la dobânzi mici. Nu luăm la dobânzi de geancă, nu luăm la dobânzi. Stați așa, că eram la 35%, apropo de bombele domnului deputat. Păi bă, v-am lăsat cu 35% grad de împrumutare, voi l-ați dus în 2 ani la 50%. Hai să fim realiști. Păi asta luați-o, nu joc de glezne și cifre. 5,2, că nu mâncăm 5,2 și 4,7. Mâncăm ceea ce aveți. Și arătați-mi unde sunt aia 58 de miliarde, că nu-i vede economia. Unde i-ați dus? A, i-ați dus
sunt vaccinurile alea care le dați gratuite la Coreea de Sud? Păi noi am ajuns să dăm gratuit la Coreea de Sud. Păi fraților, păi noi ne împrumutăm ca să faceți. Dăm la Amărât, dar Coreea de Sud, probabil că n-au terminat al 42-lea zgârienor la Seul și aveau nevoie de un ajutor. Astea sunt realitățile și nu vă mai văitați că v-am lăsat cu programe, v-ați bătut joc de ele și vă spun un exemplu. Programul Tomata. Băi, nu luați fontabilicește programul respectiv, luați-l ce se întâmplă în piață. Păi ăla cu solarul avea folia, mergea ăla cu folia, mergea ăla cu sârma, mergea ăla cu autobuzul, mergea ăla cu mașina. Era un sistem întreg a Muntea Val care funcționa. După roșie venea cu o salată, venea cu o roșie, cu o ceapă verde, mai venea cu o ridică de lună. Deci, băi, fraților, făcea ceva activitate. Au venit deci 20.000 de cetățeni din rural s-au împământenit acolo și au început să facă activitate. 2.000 din ei tineri veniți de afară. Păi și ce au făcut? Nu e bun, bă, e programul lui Dragnea, gata, hai să-l închidem. Domnule, de ce asta crezi că se întâmplă realitatea, astea, fără adică nicio analiză, fără nicio... Tomata, nu mai e tomata, nu bucura tomata. Și cu asta închid. Vă rog. Deci acele programe discutate cu ASASU, discutate cu Institutul de Economie Agrară și, cel mai important, cu fermierii, că ei l-au cerut. Și ei au venit și așa de bun. Sunt într-o situație, eu cu Dan sunt prieten de... Mi-e și rușine să-mi aduc aminte de când. Păi înseamnă că v-ați pus de acord, gata, nu... Niciodată nu m-am pus de acord cu ce... Sunt foarte bun prieten cu Tudose, niciodată nu o să vorbesc cu urât de el. Și de la liberale am foarte mulți prieteni. Nu vă mai dați un bilac de aici, prieteniile, că... Povestea este în felul următor. Nu vă mai primește nimeni. Depinde din ce punct de vedere privești lucrurile. Din punctul de vedere al lui Dan, ceea ce a spus cu programul Tomate este real. Din punct de vedere al liberalilor lor, acum și ei dau niște bani pentru tomată, există și câteva chestii reale în poveste. O parte dintre bani s-au dus Papa Sâmbătei. Da. Pentru că avem o mare problemă. Pe program Tomata și pe subvenție masivă pentru piața de tomate, consumul nu a crescut, dar importul a crescut. Este un paradox. Văd acum că s-au sifonat fantastic de mulți bani. Nu acuz Ministerul Agriculturii, că nu Ministerul Agriculturii a sifonat banii. Poate a fost făcut prea rapid. Poate nu tot ceea ce se face se urmărește. Deci la ora actuală, nefiind implicat politic, nu pot să dau dreptate unuia sau altuia. Idealul la ora actuală ar fi ca cei care se pricep la agricultură, și eu nu sunt agricultură, sunt industrie alimentară și la industrie, să semneze un pact de neagresiune. Pentru că orice bătaie între ei, într-o bătaie spui lucrurile ușor deformate, le hiperbolizezi. Mi se pare absolut normal. Dar hiperbolele le plătesc eu și alți proști ca mine, care încercăm să susținem economia după posibilitățile noastre și nu mai avem bani. Deci am vorbit la început de dialog. Nu mă interesează dacă mi se dă ceea ce cer, mă interesează să fiu înțeles și ascultat. La el a fost în birou, iar nu mai țin minte de câte ori, să ne bem o cafea, să discutăm de ale noastre, dar dacă discutam una dintre problemele mele, nu vedea ca la... Dar măcar mă asculta, domnule, mă descărcam. Asta e chestia care ne obosește acum. S-a făcut o confuzie și a rostit un nume, Dragnea. Dragnea a creat o confuzie în România, cum puțini oameni au creat. N-am de ce să-l iubesc pentru chestia asta. Și a creat o confuzie populistă de mâna tâia care ne-a adus de servicii grave și o să le mai aducă. M-am așteptat ca în clipa în care vin cei care îl înjurau pe Dragnea să ia de la capă. Nu, nene, au mers exact în aceeași confuzie populistă. Domnul pentru că ideea politicianului e votul. Știți cum se spune? În România de astăzi, a fi populist înseamnă să dai vești bune oamenilor despre obiceiurile proaste. Credeți că sunt prost? Păi, uitați ce spun oamenii ăștia, că ministrul ce înseamnă populist? Populist înseamnă când mă bat cu cărămida în piept, vorbesc în numele poporului, domnule, ce bine sună poporul, văd care dau mai multe voturi, văd ce au spus ăia dinainte și hiperbolizează. Vreau să dau un exemplu. Legea cu seceta, cine a anunțat că de bani? Poporul, dar cine a anunțat, domnule deputat? Domnule, seceta 2020. Seceta 2020. Cine a zis că... Nu, v-ați dus în campanie și a spus vă dăm banii pe secetă. Nu acum, în toamnă. Nu în toamnă, după alegeri. După alegeri, februarie, după aia s-a închis. După Iorga, când am luat un împrumut, frate, a spus cu ce garantez. 35% cu ploaie bună în mai, a spus. Încă suntem dependenți
Prezentă legea 3. O clipă. Problema ministrului agriculturii că nu i-a ascultat pe oamenii ăștia. Dacă vă spun de legea 3.2.1. Okay, dacă vă spun de legea 3.2.1, știți despre ce vorbesc? Tu știi. 150. 150. Știți, domnul deputat, despre ce vorba? Relațiile producători-procesatori, hipermarketuri. 350, 3.2.1 transformat în 150. A trecut în perioada în care la Camera la Deputați, președinte era domnul Nini Săpunaru, deci era majoritatea din partid. Da. Dom'le, a fost așa de tâmpit făcută 3.2.1 și transformată în 150 că mi-am făcut cruce. Domnul Minea, 3.50 asta e cuantificabil la fel ca și publicitatea, deci la noi la post, care dacă nu luăm, nu luăm banii, revenim cu afacerea săptămânii și cu concluzii, cu invitații. La afacerea săptămânii de astăzi am decis să fac în câteva minute foarte pe scurt lumină în ceea ce înseamnă deja cu celebra firmă a ministrului de finanțe nou numit, domnul Dan Vulceanu. Pentru că s-au tot spus lucruri, scenarii și vreau să vă lămuresc, dragi telespectatori, ce-i cu firma asta. Se numește SC Trefo SRL și are ca obiect de activitate, așa cum vedeți pe ecran, fabricarea utilajelor pentru extracție și construcții. Capital social 1,2 milioane de lei. Că cifră interesantă, zic eu, ce e de spus, că în 2020, cu 47 de angajați, a realizat o cifră de afaceri de 7 milioane de roni. Asta pe pandemie, în vremurile alea grele. Deci n-a ținut foarte greu pandemia în cârcă. Ce e interesant, ca să știți cu toții, acționar este Elisabeta Vâlceanu, acționar unic, care iar în intervalul 2004-2006 și în 2016, iarăși puțin, firma respectivă l-a avut angajat și pe actualul ministru de finanțe. Deci omul n-a fost efectiv în firmă, a fost angajat. Repet, 2004-2006, în 2020, firma respectivă, aici poate fi cuiul lui Pepelea, mă rog, nu nimic ilegal, dar poate imoral. În 2020, anul ăla bun de care vorbim, a încasat peste 1 milion de euro de la companii de stat. CET Govora, compania locală de termoficare Colterm, Complexul Energetic Hunedoara, Complexul Energetic Oltenia. Unde a fost bani de stat? A lucrat și Trefo SRL. Și iarăși o altă chestiune, nu controversată, dar de luat în seamă, în 2019 au călcat cei de la ANAF Gorj. L-au bătut la ușă, bună ziua, bună ziua. Facem un control la Trefo SRL, care este suspectată de comportament de firmă fantomă. Asta au zis cei de la ANAF Gorj. Acum, dacă o mai rămâne ei în funcții pe acolo după povestea asta cu schimbarea ministrului, vom vedea. Se vorbea de tranzacții, cum am zis, doar pe hârtie, cu scopul de a diminua profitul. Dosarul deschis, culmea, și pe numele lui Dan Vâlceanu, cu calitate de suspect în povestea asta, a fost însă închis pe 8 februarie 2020. Asta este istoricul, asta e celebra firmă. Îi dau cuvântul domnului deputat Pirtea, pentru că vreau să vă spun foarte pe scurt, să-mi spuneți un lucru. Viitorul economic al României s-ar putea schimba dacă iese Câțu sau iese Orban? Se schimbă cu ceva lucrurile? Și dacă vreți câteva cuvinte și de firma asta. Cu siguranță Câțu și echipa Câțu are o altă gândire, o altă dinamică, un alt drive, să spun așa, și cred că și o altă pricepere în această zonă economică. Am toată convingerea că lucrurile se vor schimba față de ceea ce a însemnat guvernarea Orban în interiorul PNL. Domnul Botanau, ceva pe firma lui Vâlceanu, e vreo problemă? Domnule, ca să muncești într-o firmă, un milion de euro 2020. Nu, firma, acolo sigur, bate la ochi, așa că nu toți am avut contracte deci, cu statul de milioane de euro, deci e cam mult pentru ceea ce se întâmplă. Dar, mă rog, sunt organe care cercetează, eu vreau să vă spun, schimb altceva. Suntem acum în discuție cu consumatorul vulnerabil, energia, că pe mine mă roade chestia asta că o să plătim energie cu 20% mai scump, gaze cu 25%. Dar nu vă lungiți că e mâncat din ultimul timp. Nu, și îmi cer scuze. Vreau să vă spun doar un lucru. Păi, oameni buni, când au venit în Senat, au zis, hai să discutăm de oameni ăștia, un milion de oameni, de români adevărați, care nu o să aibă posibilitatea să-și plătească energia. Și hai să mărim pragul ăla de la 810, să duce la 1449. Hai să ducem pe celălalt, când un membru de familie, la 1449, la 2053 de lei. Și a zis, hai să facem din septembrie, că va fi greu pentru om. A zis, nu, domnule, anulăm totuși cu asta. O să vedeți ceea ce se va întâmpla anul ăsta. Lăsați că le-au anulat restanțele pe perioada pandemiei, n-au plătit niciun an. Că 8 ani de zile am stat în Parlament, legea ținută de PSD
și ne pusă pe tapet. Domnul Minea, noastră, pe 2020 ați făcut milioane cu statul, cu firmele noastră? A mers treaba? 2020 a fost anul pandemie. Pandemie, da. 2020, păi și... am făcut... 2020 am făcut câteva lucruri esențiale. Am făcut reorganizare, am redus salariile la personalul TESA cu 25% și programul de lucru cu o zi pe săptămână. Am redus orele suplimentare și am scos o zi din producție. E adevărat, era sâmbătă, era de ore suplimentare. Vorbiți tot de tăiat, nu știți scos... nimic de plus. Păi, dar pe perioada de pandemie, când mi s-au prăbușit vânzările, nu e o chestie banală, noi dăm mâncarea în Horeca. Dacă Horeca s-a închis, noi am pierdut. E o chestie care e regula de trei simplă. În acea perioadă exact asta am făcut, am supraviețuit și eu și alții. Nu o ducem foarte bine, foarte bine o duce piața gri în România. Noi piața albă o ducem destul de rău, ne rugăm să rezistăm, unii vor da faliment, sper că voi rezista, pentru că fac în continuare, acum am revenit la salarii, o creștere există, pentru că am revenit cu salariile la oameni, dar nu mi s-au reglat vânzările, există o scădere a consumului. Știa, nu știu de statistica de unde n-ai biscoate creștere. E o explicație, dar nu e neapărat legată de dumneavoastră. Consumul a crescut și pe fondul faptului că oamenii au stat un an de zile acasă, au economisit și acum au ieșit să cheltuiască. Au consumat din curte, domnule, stați să vedeți când cumpără exact din magazin. Să vedeți că începe să cumpere din magazin, că au cumpărat din curte. Până acum au luat din curte. Stevia roșia, castravetele, au mâncat din curte. Stați că vine acum. Să știți că prăbușirea la consumul de carne și de lapte e în toată Europa, nu numai în România. De aceea prețul la carne nu a crescut la porc și la lapte. Are tendință de scădere, ceea ce e dezastru. Trebuie... Cam asta a fost săptămâna financiară de săptămâna asta. Ați văzut, părerile sunt împărțite. Unii spun că pică prosperitatea pe noi, unii că nu-i chiar așa. Am avut și oameni care lucrează acolo în, la butoanele economiei și nici ei nu sunt foarte fericiți. Ideea este simplă. Vă doresc o săptămână minunată. Vă aștept vinerea viitoare și poate, cine știe, aveți grijă până atunci chiar să nu pice prosperitatea pe noi. O seară bună, dragi!